Poli 90 între lacrimi de bucurie și tristețe. Istoria clubului Fanion al Banatului e și pe hârtie. A pus-o sub tipar fostul vicepreședinte al Politehnicii, Gheorghe Popa. În primul capitol cuprinde principalele evenimente în cei 90 de ani. Capitolul 2 se ocupă numai de fotbaliști. Are 118 medalioane despre fotbaliștii cei mai importanți de la Poli. Iar capitolul 3 este un scurt istoric al lui Poli, de la începuturi și până acum, dar numai în imagini. Gheorghe Popa a publicat în urmă cu 3 ani monografia Politehnicii. Pentru noua sa carte, scriitorul s-a mai documentat din arhive, biblioteci, dar și de la jucătorii care au îmbrăcat tricoul alb-violet. Am stat de vorbă cu aproape fiecare fotbalist în parte, din cei pe care i-am cunoscut, sau cu familiile lor, cei care n-au mai fost în viață. Și așa că materialele mele au fost direct de la sursă. Să duce aminte de performanță, de prietenie, de colectivul care ai lucrat și rezultate. Cartea va fi lansată oficial luni 28 octombrie, în săptămâna în care Poli aniversează 90 de ani de existență.